Autobiz a testat cea mai nouă versiune Renault Megane. Aceasta a primit un facelift care aliniază gama la noua identitate de design a mărcii franceze. Și pentru că la acest facelift versiunile sportive ale gamei își evidențiază și mai mult personalitatea, am primit un model într-o echipare specială, GT Line. Megane GT Line are un nou design al părții frontale, cu noi blocuri optice, dar și o grilă nouă care găzduiește un romb mai mare. Și elementele de caroserie din partea frontală sunt noi, bara de protecție calandru și capota care integrează în mod natural sigra Renault supradimensionată pe o suprafață glossy black. Modelul de test este echipat cu noul motor Energy TCE 130, acesta produce 130 de cai putere și vine cuplat la o cutie de viteză automată EDC cu dublu ambreiaj și 6 trepte. Această combinație face din compacta franceză una foarte rapidă, dar și ușor de condus. Tehnologiile noi prezente la bord mai rafinează puțin comportamentul dinamic al Meganului. În interior avem parte de materiale foarte bune și de finisaje aproape fără cusur. Combinația de nuanțe ale pielii folosite aici este încântătoare, iar volanul pare din clasa premium. Renault AirLink, tableta multimedia integrată, este disponibilă în opțiune sau în echipare de serie pentru noua gamă Megane, în funcție de modele și versiuni. Renault AirLink asigură legătura între lumea auto și universul conectivității și regrupează toate funcțiile multimedia, de la sistem de navigație, radio, telefonie cu Bluetooth și audio streaming. Funcțiile sunt controlate prin intermediul unui ecran tactil cu diagonala de 7 inci, cu o utilizare intuitivă. Un joystick amplasat pe consola centrală vine să completeze modurile de comandă ale sistemului. De asemenea, siguranța a rămas un punct de referință pentru Renault. Se vede și din multitudinea de airbag-uri prezente la bord. Megane a fost testat în 2008 de Euro NCAP și a obținut maximum de 5 stele după vechile standarde. Din punct de vedere al sistemelor active, avem ABS și sistem electronic de control al stabilității.